Campioana europeană Bianca Gelber luptă pentru o nouă medalie de aur printre oameni înarmați. Românca este la Jocurile Francofoniei și a rămas șocată de ce a găsit în Congo. Bianca Gelber e de o săptămână în capitala Republicii Democratice Congo, al doilea cel mai populat oraș din Africa. Traficul a șocat-o cel mai mult acolo. Bucureștiul este minciună pe lângă traficul de aici. Este un haos total, nu există reguli de circulație. Toată lumea merge cum vrea și cum are chef. E război civil în Congo, iar oamenii înarmați sunt la tot pasul, povestește românca de la aruncarea ciocanului. Nivelul de trai de aici este unul foarte scăzut și este o sărăcie de nedescris.